Acum, ne oprim la blocuri, în față merge domnul Irioiu, hașurile. La H6, în partea la H6. Noi știm, dar dumnealor presa nu știe. Mașina asta verde merge în față și noi mergem după dumnealor. Acolo ne vor aștepta mai mulți bătrâni care vor sta să primească pachetele. Oameni buni, rugămintea mea este următoarea. Știți că de fiecare dată am dat pachete oamenilor, locuitorilor comunei Cumpăna, care au pensia până în 600 de lei. Acelora care au până în 640. Da. Ne-am dus noi mai mult anul acesta și am ajuns până aproape de 700 de lei. Astfel, trebuie să explicați și celorlalți care întreabă, că ați văzut cum spun, de ce i-a dat lui și nu mi-a dat mie. Pentru că nevoile sunt multe. Și acum am mai dat pachete pentru persoanele cu dizabilități. Avem persoane cu handicap. Astfel, avem și adulți și copii. Avem 78 de adulți, 38 de copii cu persoane cu handicap la nivelul comunei. Și am mai dat la toată comuna aceasta, care are 18.000 de suflete, încă 150 de pachete pentru bătrânii noștri. Da? Și mai dat și pentru? Doicaru Maria. Semnați și pentru Doicaru Maria. Poftiți! Pentru ambele persoane, le duceți dumneavoastră, de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, sănătate să fie. Sănătate și armonie în casă, în familie. Da? La mulți ani vă spunem încă de pe acum. Sănătate. Da? Las că dăm, că te cunosc. Dacă le cunosc, nu le cer buletin. Tu să am la 78 de ani, am o pensie de 6.700.000. Asta e pachetul de la prima? Da. Le mulțumim frumos că ne dă bun, mult, iau nostru, dreptul nostru. Vă ajută? Ne ajută. E foarte, 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 foarte bun. Ne ajută. Nu știți ce e înăuntru? Ulei, zahăr, cozonac, haimana. E bun pachetul ăsta, e de ajutor? Foarte bun. Pentru cine? Foarte bun. Așa, da. Gata? Perfect, criza. Gruia. Da. Hai de acolo. La bucătărie. Așa vrei? Unde vrei mata? Aici avem camerele. Da. Unde vrei mata, mamaie? Aici am bucătăria, la băiat. Unde vrei mata, mamaie? Așa, cu cine mai stai, mamaie? Aici e camerele. Băiatul, ce-i aici? Bucătăria. Hai, intră matale prima. Intră matale, după matale intră. Un cozonac, ăsta e tradițional. Da? Punem așa, ca dumneata să-ți mai faci, că matale ești femeie gospodină. Mulțumim, doamna frumărită. Și să poți, mamaie, să fii sănătoasă, să fii lângă copii cât mai mulți ani. Da. Atât ați dorim noi. Să trăi. Mama a trăit aproape 100 de ani. Am 80 de ani. Să fii sănătoasă, să știi că nu-i arăți, mamaie. Știi cum spunem noi? La noi la Cumpăna se spune să trăiești cât neaceapă. Îți spune să rămână sănătate, Doamne, sfânta ajute. Sărbătoare să vină cu liniște, mult. Cu pace. Da. Sănătate, să rămână, să rămână, spun eu. Ce faceți, tanti Inache? Ce să fac? Mă uit că nu prea plouă. Nu plouă și florile dumitale trebuie să crească frumoase. Bună ziua! Sănătate, bine v-am găsit! Bine ați venit! Din partea primăriei și Consiliul Local, așa cum facem în fiecare an, pentru înțelepții noștri cu pensii mici, că așa sunt ele, câtă pensie aveți dumneavoastră? 649. Tocmai de aceea am ajuns să putem să avem așa un simbol pentru cei care au pensie până în 700 de lei. În această acțiune Fă-le o bucurie, ne adresăm nu doar persoanei, ci familiei întregi. O familie unde, veți vedea, vom merge acum împreună, dacă dumneavoastră doriți, o familie unde, într-adevăr, au nevoie, pentru că și părinții sunt bolnavi, dar au și copii cu dizabilități. Și atunci fiecare familie are câte un copil cu dizabilități. Și atunci am considerat că acestea le sunt mai de folos decât un simplu pachet, un simplu pachetel. Și spuneam că nu ne oprim aici, vom completa acestea cu o roșii, cu cozonac, cu fructe și poate că dacă Dumnezeu ne aduce lângă noi oameni cu posibilități financiare, să le oferim copiilor și câte o jucărie, așa cum este frumos de Sfântul Paște. Conținutul unui sac, vreau să-l punem pe o masă.
Da? Unde? Iar acum de Sfintele Paște, chiar nu vrem să vă lipsească de pe masă nimic. Măcar atâta, să aveți bucuria aceasta. Vă îmbrățișez, vă spun și sănătate. Sănătate, sănătate și băiat. În primul rând, atât. Copiii să fie sănătoși. Atât. Vă pup încă o dată, da? Nu fiți supărat. Nu. Vă îmbrățișez cu drag. Sănătate, deci asta este principalul lucru care îl dorim pentru copiii noștri, copilul nostru care are o parafareză spastică și epilepsie, mutație genetică și nu, un intelect normal, doar concentrarea nu este la locul ei și vezi că vrea să facă multe lucruri, nu poate să le facă, este foarte greu. Vă sunt de folos ajutoarele acestea? Da. Da, Doamne ferește, cum să nu? Dar, v-am zis, principalul este sănătate. Ca întotdeauna, mulțumim din tot sufletul pentru oamenii care au făcut acest lucru.